Bună ziua, toți fanii! Vreau să vă spun că astăzi mă aflu în bucătăria lui Anca Oficial, adică bucătăria mea, nora mea, Anca Oficial. A plecat, l-a lăsat pe Cătă, a crezut că Cătă e singur. N-are cum să fie singur Cătă, Cătă are multă putere, are toată lumea cu el. Și eu acum sunt cu Cătă, îi fac mâncare. Ia uite ce mâncare am făcut, varză călită cu câțiva cartofi, ca ghiveci așa. I-am făcut mâncare, le aștept pe Cătă să vină acasă. Și vreau să vă spun că Cătă nu e singur. Vreau să vă arăt că Cătă astăzi mai are un pic și termină cu mașinile cu dezmembrări. Se ocupă cu mașini, dezmembrează mașini și Cătă nu o să fie singur niciodată, că are mamă, are tată, are tot ce trebuie. O nevastă poate să găsească oriunde. Poate este fofană care îl vrea pe Cătă să vină să vorbească cu Cătă, dacă vrea să le ia. Că Cătă e disponibil, acum nu mai e însurat, s-a despărțit de Anca. Și vreau să vă spun că eu mă aflu acasă cu Cătă. Ia uite, acum mai amestec în mâncare. Stau să-i fac mâncare lui Cătă, o să am grijă de Cătă o perioadă până găsim o noră. O noră ca să aibă grijă de Cătă, care o să aibă grijă de bucătărie, să-i facă mâncare lui Cătă, să are grijă de el. Și Anca Oficial să nu creadă că Cătă e singur. Nu e singur. Cătă are mamă, Cătă are tată, mama lui îl susține în orice face Cătă de acum încolo. Da. Și să nu credeți de acum încolo că nu o să mai facem mâncare în bucătărie dacă nu e Anca Oficial. Ori nu o să mai mâncăm, ori nu o să mai trăim, ori nu o să o ducem viață de acum încolo mai bună. Poate duce Cătă viață mai bună cu altă femeie. Mai știi? Poate găsești o femeie care să-l iubească cu adevărat, nu să-l înșală, cum l-a înșelat Anca Oficial. Eu nu vreau să vorbesc de mama ei că a vorbit de mine, eu nu vreau provocări, eu nu vreau nimic. Eu îmi văd de viața mea liniștită. Ieri am fost pe la Lumina, acum mă aflu acasă la mine. O să-i fac lui Cătă mâncare, eu uite, am făcut lui Cătă mâncare. Și l-aștept să mănânc. Acum am oprit mâncare, gata. Vedeți? Ce mâncare am făcut? Varză cu cartofi. Ia uite cum e calită. Vedeți? Cu pulpe. De pui. Așa, o să pun capacul și acum o să mergem afară. Bucătăria este curat. Ia uite cine ține cu Cătă, Rex. Rex stă tot timpul cu Cătă, nu pleacă niciune. Cătă a fost astăzi la biserică, este duminică. Da, și l-aștept, am făcut mâncare. N-am mai lucrat astăzi la dezmembrări. Acum o să întorc camera. Nu știu, să întorc camera, dar nu merge să întorc camera. O să pun telefonul așa. Vreau să vă spun că eu sunt acasă, liniștită. Darius a venit pe la noi, a plecat iar la mama lui acolo. Când stă acasă, când la mama lui, Darius stă unde vrea. Și vreau să vă spun că Anca Oficial a pierdut o casă, uitați ce casă a pierdut un bărbat cu minte la locul lui. Acum o să ia un vagabond care se ocupă cu produsul, cu femeile. Cătă este liniștit, Cătă este cu minte și o să sufără și acum până să învață fără ea. Dar după aia o să revină Cătă.
Da. Da, să întorc camera, că nu știu, nu mai se întoarce camera la telefon. Vreau să vă spun că am făcut mâncare și l-aștept pe Cătă, dar nu e adevărat că Cătă e singur. Nu e singur, niciodată n-a fost singur. Eu am fost alături de Cătă. Eu tot timpul am fost alături de Cătă. Eu casa asta e făcută special pe numele lui Cătă. Da. Anca a pierdut mult, acum a pierdut mult. A pierdut încrederea, că nu mai avem încredere în ea. A pierdut tot. A pierdut și pe Cătă, ne-a pierdut și pe noi, a pierdut și tot neamul nostru, care nu mai subține, nu mai ține la ea, nu mai are încredere nimeni în ea. Bună ziua, prieteni! Vreau să vă spun că după ce am terminat aici cu curățenia și cu mâncarea, m-a sunat Albina, că vine Albinuța, fata lui Alin, adică nepoata lui fratele meu, lui Leo de la Stehaia, m-a sunat nepoțica că vine la mine să mă duc cu ea în oraș să se dă pe role în parc. Îți dai seama ce dor era de mine, lui Albinuța? M-a sunat, nici nu mă așteptam că vine să mă duc cu ea în parc. Am închemat-o să vină la mine și a zis că s-a săturat numai în casă și că vrea în parc. Și acum aștept să mă duc cu ea în parc. Și vreau să vă spun că Cătă nu este singur, este alături de mama lui, de fratele lui, de verișorii lui, de Alin, Mihaela, Anca, cu nata mea, suntem alături de el. Până vine fratele meu, până vine mama, până vine Tommy, suntem alături de el. Și nu e singur. Și vă rog frumos pe toți fanii lui Cătă, care îl subțineți, vă mulțumesc mult pentru încurajarea lui Cătă. Că Cătă este înșelat în dragoste, îți dai seama și voi, poate ați fost odată în viață, ați fost odată în viață înșelați. Îți dai seama, când iubești și ești înșelat, e greu să treci prin situația asta. Orice persoană, orice ea spune, ori lui Cătă, ori fanii, ori care ne urmăriți, îți dai seama că Cătă tot ce vrea el face și ce simte. Și o să mergem înainte cu fruntea sus, o să fie alta să lea pe Cătă, o să se bucură în continuare de viață, viața e frumoasă, lumea nu s-a terminat până aici, poate să ia altă nevastă, să facă viața. Darius o să-l ținem noi, o să avem grijă de el. O să-l aștept pe Albinuț acum. Hai să văd. Rex o să aibă grijă de casă. Mă aștept pe Albina. Ce faci, Albina? Am venit în Așa parc, vezi? se filmează, așa. Hă? Invers, invers se Invers, filmează. invers. Nu, că așa filmai acum. Ia zi, de ce m-ai sunat? E Să să ieși cu noi în parc, să ne plimbăm. Da? Alina te-a murdărit. Alina? Da. Și ți era dor de mine și te-ai gândit să vii să te dai cu rolile și să mă chem pe mine aici, nu? Da. Da, unde te dai cu rolile aici? Da, ăsta e câinele tău. Da, a venit și Rex. A sărit gardul și a venit. Rex Am îl dus. cheamă. Da, am crezut că el are grijă de casă. Nu are nici ăsta grijă de casă. Rex! Darius a plecat, Anca a plecat.
cât umbră să facă cu mașină cu dezmembrări. Eu am rămas singură, bine că m-ai scos tu aici să ne te dai cu rolul. Rămâi încă la ora de tot. Lasă filmul să rămâi, mă. Hai, te ajut eu? Nu, că poate. Poți? Hai. Da, ar fi fain să fie patroana, Leo. Da? Aranjează-o aia bine. Hai să te văd cum te dai cu rolurile, știi? Ai învățat? Nu. Cum nu? Mama, ajută-mă. Nu te-ai învățat? Ia. Ia, de la mine. Păi nu, că mă strânge. A, nu așa, nu așa. Se cam... N-ai nimic. Lasă, lasă pantalonul sus. Dar lumina unde e Olga? E acasă. Emi unde e? E plecată. Unde e Emi? Nu e acasă. Și unde e? Nu știu. Stai, Alina, că nu știu ce au ăștia. Dar te strânge. Stai că mi-ai dat bunde. Are... E lăsat în afară, la ploaie. Ce are? S-au ruginit puțin aici. Și nu mai sunt bune. Și nu se închide bine închezătoarea asta. Hai. Trebuie să cumpărăm altele. Păi da, lasă așa, lasă așa. O să-i fac eu cadou lui Albinuță. Hai. Când merg la cumpărături, să merg în oraș, să-i cumpăr... Ha, păi trebuie să mergi bine. Ai grijă, ai grijă, ai grijă. În curte merge bine. Păi aici nu ești. Hai, hai, ține-o, ține-o. Aaa, știi, tu ești șmecheră. Tu știi să te dai cu role și ai zis că nu știi. Aoleu, ai grijă, Albina! Gata, nu este și Olga cu noi. Ai grijă! Da. Dați-mi că vreau să merg până acolo. Mă, aoleu! Până te obișnuiești. Ai grijă, încet, încet, întoarce înapoi. Alina, caz, întoarce înapoi. Ce? Întoarce înapoi, așa. Hai. Ia vino cu, dă-i o tură. Ce? Trebuie să dai din picioare să, când stai pe loc, să nu caz. Mai a plecat, Alina? Nu prea a plecat. Că-ți pierzi controlul. Când ai venit, Olga? De 3 zile am venit. Tu ce ai mai făcut, Mădălina? Cum mai ești? Haide. Cum mai ești tu? Unde? Ce ai mai făcut? E același lucru, Alina. Ce ai mai făcut? N-am mai făcut nimic, am stat acasă. Mama ta ce face? E acasă. Bunica ta? Acasă. Vino cu Ana, pui. Nu că caz de acolo. Pui. Am cumpărat pui, am cumpărat... Da? 15 odată, 40... Sunt mari. Alaltă ieri, sunt de o zi. Alina, n-ai voie pe drum, că vin mașini. Nu, nu, trece drumul. Aoleu, hai după Alina dincolo. Gata, trecui. Trecuși?